transferă în altă parte și tu asta se face. Păi se face. Măcinoiu, să vii la mine, măcinoiu. Foarte bine și să aibă un caracter urât? Se poate, se poate, ai dreptate, e foarte frumos că te gândești la aspectul moral. Și problema trebuie să pune treaba și sensibilitatea mea? Mm-hmm. Da, ți-nseamă de toate datele exacte ale problemei. Și nici n-am succes la tine. Nici nu vreau să discute cu mine, deși am încercat. Te-am prins, crai bătrână! Asta am gustat, nu m-am scat, știi? Înseamnă că ți-a căzut cu troncul una de la noi, hă? Ți-a căzut cu troncul una de la noi. El spune-mi, ce te mi-e puștaica? Despre ce puștaică se vorbim? Taci, craiule, taci! Îți vorbești tine! Pentru că să vorbim, nu știu nimic, tovarășul Sasu, n-am auzit nimic, tovarășul Sasu. Dacă și fata vrea... Așa, mă, ci noi, nu-și mai spui că n-ai succes la femeie, că te dezavantajează... Foarte atent la ce spun. Păi nu avem numai instincte, avem și obligații și la tine obligații trebuie să predomine detrimentul instinctului care ia totdeauna înainte, fie atent la instinct, la ceva, fie atent la instinct. Să-i fac și să-mi iau lucrurile. În ce-mi cere? Să am sentimente curate? Altceva ce-mi cere? Tovarășe Sasu, vă iubesc. Am intenții serioase, tovarășe Sasu, vă iubesc. Nu știu că... Dar puștaica, ce zici, puștaica? Ce zici, că facem altul, zic că nu-mi preocupă. Aha, vrea să vezi altul. Vreau, uite, gândul care ia tot cineva de dau, e frumoșică, puștaica asta. Să-mi dacă relativ, cu gustă. Despre ce nu te vorbim? He? Iubești, mă, și noile, mă, iubești, îți văd strălucirea din lumina ochilor. Lasă-mă, și noile, că se aranjează, se aranjează toate. Mă, mă, cum e, mă, puștoare? Nu e exercitată, e... Sunt și profesional. Și tovarășul Sasu. Da, face muftări. Face muftări, tovarășul Sasu. Așa că, bărb, da, e bine. E bine, iată, uite, face fițe, bine, ei. Da. Cine e, mă, puștoaica asta? Cine ar fi puștoaica? Cine e puștoaica? Rozalia, pare foarte bine când te văd. Toată lumea de la noi se întreabă de ce nu se mărită Rozalia. Că tare e drăguță Rozalia
și harnică răzaia. Și mă și olarul. Ce? Olarul de la centrală. Da. Mă gândeam la noapte și mă întreabă. Și ia mă, sasule, mă, cu răzaia voastră. Tot o mișoare, mă. Zic, tot o mișoare, mă, și olarul. Răzaia, răzaia deșteaptă, zici, mă păcălește și pe mine și pe tovarășul Laro. Nu e demagoagă, nu creează pascunță. Informații greșite, tovarășul Stasu! Te faci că nu știi nimic, dracuaico! Dracuaico, zdrobești inele bărbaților și vorba din amin și spui, informații greșite, tovarășul Stasu! Pe tovarășul Măcinoriu, ai auzit? Mă, cine e ăla care are... Ăla care are... Ăla care are paruchel. Paruchel. N-ai auzit? Nu știi că moare după tine. Moare, în sensul bun, dar moare! Îl cunosc mai din vedere. Bună ziua, bună ziua, așa... Nu intră mai amănunte, nu te-am cum să nu te-ai. Doamne, sunt domnișoară, domnule. E adevărat? Îmi pare. Să zic, ești o proastă. Nu te mai preface, Rozalia, că e absurd! Dragostea nu e un păcat! Măi, nu negăm, domnule Rozalia, nici nu o stimulăm ce-i drept, o lăsăm în pace, că e sentiment. Dar de ce nu ești sincer, amintele? De ce nu îmi spui deschis? Îl iubesc, tovarășe Sasu! Ce crezi că am să-ți dau cu-ți bani în cap? Crezi că sunt absurd? Dragostea. Nu mai mă perpredi, Rozalia! Nu ne înțeleg de bine! Nu țipa! Te înțeleg și fără să țip! Dragostea. Nu este ceva care vine de undeva din necunoscut. Ea nu ne pică din cer. Ea se obține. Prin muncă? Da, prin muncă, deja mă râși. Dar nu râd, tovarășul Sasu. Atunci și vine râs, eu de ce nu mai râs? Dar nu-l iubesc, tovarășul Sasu, ce vreți să-mi comand? Nu vreau. Mă, te calcă, te nervină. Înțeleg perfect. Nu te trage carnal, nu te râși, tovarășul Sasu este un om mecanic. Nu este un om mecanic, dar dacă crezi că tovarășul Sasu are cap pătrat, nu are deloc, tovarășa. Eu văd de pară, eu văd de așa, după presiunea. O să-mi place pe măcinul lui care să te atragă și carnal de așa, eu să nu mai puțin rădare. Nici nu mă întâlnesc, tovarășul Sasu, mă înțelegeți? Sigur că te înțeleg, mărântă-te cu măcinoiul, are șansă să promoveze, o să-mi ia locul. Și cu dumneavoastră am chestiile astea că nu te interesează, ești o fire senzitivă, dar că urmă așa să fie informativ. Oh, pentru mine funcția nu contează. Nu contează, dar din seara 8:30 să fiu la cofetăria 1 mai. Gândirea. Cu vanilie, una pentru mine, alta pentru domnișoara. Ți-a spus ceva, tovarășul Sasu? Mi-a zis. M-a informat. Și pe mine m-a informat tovarășul Sasu. Tovarășul Sasu v-a vorbit de bine. Zicea că ați dat rezultate mulțumitoare în concursul Iubiți Carte.
Și de tine e mulțumit tovarășul Sasu. Zice că ești foarte punctuală. Da. Foarte bun tovarășul Sasu. Și se interesează și întreabă și... Nu e încă un fapt ca alți șefi. Când ai o problemă personală, poți să discuți cu tatăl. Da. Poți să discuți. Ce s-ar face instituția noastră fără tovarășul Sasu? Ce-am auzit mașinările? Tovarășul Sasu! Nimic! Te-ai purtat ca un animal fără simțire, ca și animalul simte. Fata asta îndesetă din un capitan moral. Tovarășul Sasu! Niciun tovarășul nu s-a vrut să-l simt. Ce-i totul, fata? Nu o iubesc! Ce o iubești? Crezi că am să admit barbaria? Lipsa la suflet? Ce-o fi făcând cu Tovarășul Sasu? În altă parte, săracu. Țin minte cu câtă căldură s-a apropiat de noi și m-a ajutat să trec peste faza aia când credeam că nu te iubesc. Ei mi-a vorbit întâia oară de tine. Tovarășul Sasu mi-a spus că vrei să te întâlnești cu mine. Mi-a zis că mă iubești ca o nebună. Ca o nebună. Păcat că l-au dat afară, tocmai când ceruse să mă mute pe mine disciplinar, din cauza că te iubeam pe tine.